Salutare tuturor! Așteptăm două minute, poate mai apare lume. Poate mai apare cineva. Vreau să spun un lucru. Deci, uitați-vă, stimați prieteni, oameni buni, uitați-vă ce se întâmplă. Deci, după protestele noastre care au avut loc în legătură cu scumpirea carburanților, în legătură cu purtatul obligatoriu de măști, în legătură cu toate bespritelurile astea pe care le face poliția și le face autoritățile, poliția continuă cu alte bespriteluri și mai și. Deci iată, mi-a trimis chestia asta prin scrisoare recomandată, da? Mi-a trimis prin scrisoare recomandată procesul verbal, cum că noi am fost la protest pe data aceea din martie, pe 21 sau 22 martie, care trebuie să nu fim la protest, care trebuie să fim la șerpai meu și unde, să ne ascundem de toată lumea, să ne... Deci ei au pus în cârca noastră ideea că noi nu avem dreptul să protestăm. Deci pe noi ne-au pus în situația că nici să protestezi nu ai dreptul. Știi că ați trimit chestii de astea de amenzi acasă. Voi vă închipuiți în și țară de spredel noi am ajuns acum în situația asta. De-am te caută și să te apiesă din toate părțile. De așa de tare au nevoie de bani și de amenzi, cum încalcă orice reguli. Eu nu știu mai departe cum să trecem noi peste chestia asta.